Bună tuturor! Astăzi, la invitația editurii Herald, m-am gândit să vă vorbesc puțin despre viața adolescenților și mai ales viața emoțională a acestora. Cu ce ocazie, editura Herald, după ce a scos pentru pe piața românească o carte foarte utilă și mi-am minte și Creierul adolescentului de Daniel Siegel, în ultima perioadă ne-a uimit cu alte două noi apariții, și anume Viața emoțională a adolescenților de Lisa Damour și Ghidul adolescentelor pentru supraviețuirea în liceu de Lucy Hammond. Adolescența este o perioadă foarte confuză în care părinții pierd contactul de multe ori cu propriul lor poși copiii actuali adolescenți, lucrurile sunt într-o schimbare foarte alertă și sunt cu foarte multe suișuri, coborâșuri și toată lumea este confuză, dar mai ales adolescentul, pentru că nu înțelege ce se întâmplă cu el. Nu înțelege de ce astăzi este trist, deși nu pare că are un motiv, nu înțelege de ce este atât de deranjat că nu a fost invitat la o ieșire la un suc în oraș de colegii lui, iar părinții sunt și mai confuzi de atât. De aceea, a dobândi informație cu privire la etapa de dezvoltare, a înțelege că adolescența este o perioadă în care avem nevoie să îi mentorăm și ghidăm și nu îi mai putem controla pe adolescenți, să înțelegem faptul că lor le este și mai greu decât părinților și profesorilor, pe care a ajutat foarte mult pentru a stabili și a regla acea relație care va dăinui de acum, din perioada adolescenței înainte, spre viața adultă. Eu consider adolescența o a doua șansă pentru persoană, pentru că aceasta rămâne așa cumva baza dezvoltării vieții de adult. Astfel încât vă invit să răsfoiți cele două cărți. Desigur, prima, Viața emoțională a adolescenților, Lisa Damour, este mai mult pentru adulți, deși este foarte utilă și pentru adolescenți, însă informația din ea este foarte utilă adulților, mai ales părinții din ziua de astăzi, acei părinți care se lovesc de concepte noi, identitate de gen, abuz, bullying. Sunt foarte multe teme greu de abordat la nivel de familie, pentru că nu e așa, sunt subiecte foarte inconfortabile. Utilizarea telefonului, de asemenea, e foarte frumos prezentat în Viața emoțională a adolescenților, care e limita fină între folosirea utilă a telefonului și folosirea abuzivă a acestuia. Și nu e vorba neapărat de timp, ci de felul în care e folosit telefonului către adolescenți. Dacă e în scop social, este un instrument pentru a păstra legătura cu cei de vârsta lor. Dacă este folosit doar pentru a scrolla, pentru a se stimula vizual și a fugi din realitate, deja devine un comportament disfuncțional. Însă am dat deja un detaliu din prima carte. Ghidul de adolescentelor este o carte dedicată adolescentelor, dar foarte utilă părinților, cred că în special mamelor, pentru că acolo apar de obicei dificultăți în relația mamelor cu adolescentele. Foarte drăguț de parcurs de către o mamă, pentru că o poate întoarce în propria ei adolescență. Foarte util de parcurs de către o adolescență, încât este foarte structurată, exemplificată, cu soluții practice pe teme specifice vârstei adolescentelor în perioada liceului. Astfel încât vă invit să le răsfuiți și voi și să le înțelegeți utilitatea. Am fost plăcut surprinsă să mai învăț și lucruri noi din aceste cărți.
pentru că, într-adevăr, viața adolescenților este foarte bogată și noi tindem să uităm de perioada noastră de adolescență. Nu e așa? Noi, la vârsta lor, nu eram așa. Asta e iluzia cu care noi trăim. Spor la citit!